Nu e nicio problemă că te lucrați până acolo. Prima m-am apropiat de el și ăsta preferem în vizionare. Că s-o și vizionare, să vrem să te vizionare. Băi, nu e cu ce ia baia rușie. Dar n-am putut să ce. Era putut. Mai bun e zvântul ca aia. Mai mult merit. Da, ăsta la dumita. Ăla de acolo, cum de dubă. Alea, ăsta la dumita, ale câți ani are? Mai mare. Aia de pe somn. Da. Da. Da și da. Salut, 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 salut. Isus. Da. Aici frumosul tău armăsar, noi îl știm de mânzuț. Da, da, pe nume Gelu. Așa, un armăsar frumos. L avem pentru montră, pentru doritor. Vă pot contacta pe Facebook. Cum? Tituț, Tituț. Așa. Pe la numărul acolo. Putem povesti mai mult. Ia pune mâna până unde a ajuns coma. Pune mâna jos. Unde ce a ajuns? Ai, ai. Armăsarul are foarte bun produs, care... Am urmărit, te urmăresc eu pe tine. Te urmăresc mai și... Mai mult ce nu pot să zic că nu-l laud, că produs îl laudă. E un armăsar foarte cu minte. Tituț, cum e acum pe zonă pe la voi, mai băieții, mai țin cai? Foarte puțin, foarte s-o lăsat. Tu mai ții, Paul mai ține... Și fane, vă rog. Și fane, așa-i? Da, la în zona noastră. În zona voastră, așa-i? Da. Acolo pe șosea n-ai cum să-i scoți afară, așa-i? Acum. Da, unde? E o circulație foarte, foarte mare. Acolo, dacă am putea face o prezentare chiar în stația de autobuz, acolo unde întoarce autobuzul la voi. Nu, mă, aș ști când sâmbătă sau duminica, că în cursul săptămânii foarte aglomerat cu școala, că acolo este școala și foarte aglomerat. Mm-hmm. Sau pe terenul de fotbal, numai, acolo la noi. Ce teren de fotbal? Aveți acolo? La ieșire din Baciu, spre Zalov, este terenul ăla de fotbal, pe stânga. Și de ce nu planifică că mă trebuie? Trebuie să facem o filmare acolo, nu? Când ești tu dispus și ești liber... Nu ne-l arăți acum un pic aici, ne punem acolo frumos. Ba da, dar stai să ne auzi bine. Bine, te aștept. Fermierul Tituț. Ia, bă, că-i fain de lucrurile. Hai, e ca ce coma are. Sim, nu mai sunt nimic. Am făcut târguri. Pune-mă pe stradă cu mine un pus de talcă. A, nu. Ce, mă? Am făcut târguri. Mordale. Mordeală. Mordeală. Da, unde e la mine? Ce zice? Ce? 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 Probleme, am uitat mea asta. Ce? Da, mă. Ce l-o dat? Dan,
Acolo, hop, hop, hop. Cine e Mihai, mă, să-l am venit că să-l apă. Hop, 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 atâta, lasă, lasă. Lasă, lasă. Un pas. Hai și tu, Petru, acolo. Ăla-i. Așa, după cum ai spus, calul se află la noi la Cluj? Da, în comuna Baciu. Cât te duci cu el? Cât? Păi depinde unde. Acum dacă e pe autostradă, dai seama că merge. 150 de kilometri, dacă e drum bun. Am înțeles. Am 100 și ceva de kilometri, plus minus. Avem și doctor, dacă e nevoie, pentru ecograf, pentru tratamente la EPE. Cu cine colaborezi? Un prieten foarte bun, nu pot să-i dau numele. Am înțeles. Hop! Lasă-l! Mulțumesc, Titus! Cât poți ține pe spate? 1. Hai! 2. Numai 2, mă! N-ai mai, ce că mai bagă unul? E să nu cască. Nu cade, nu cade. Hai! Sus! S-a deschis. Hai, lasă că numai un pic s-a deschis. Gata. Stai un pic. Lasă să mânce și păsările când se debarasează târgul. Ia într-o mână. Nu, mă, dă-i la alalt. Dă-i la alalt. Tinere. Dă-i la alalt, mă. Ăla alalt. Ăla, ăla, hai. Repede. Hai. Ăla-i. Hai! Ce e repele nostru? No, leagă-le bine, mă! Leagă, sacu! Te rog, hai, mitea-și, fanta! Se încordă tare, și hai! Da, așa! Așa! Da, așa, mă, că le duc pe mai mult! Tatic, tu ai mărți călare în picioare pe caie, așa-i? Nu! Bravo. Numai așa, te întrebam. Faci din ladrâi, bun. Am trebuie să faci unul. Păi ai aici, ai cal să stai în picioare? Da. Ai cal să stai în picioare? O să îi pică, nu știu ce se cază. Am înțeles. Asta cum la gheaia nisură, facem bine. Noroc și gata. Eu nu mă trag cum mă puc pe el. Dar pe ce să bine am... Ce faci, tinere? Bine. Cum ești? De la foarte bine în sus. Câți ani ai acum? 18. Eu te cunosc pe tine, câți ani aveai înainte? Când te-am ne-am întâlnit prima dată? E. Undeva la 11 ani. Așa? Cam așa am avut. Ai crescut mare. Da, păi, dar nu se vede. Da, da, ați avut, ăsta e calul tău, da? E, da. Da, ați avut voi cai dintre aia, cum erau din ioară de aia? La Berbescu, de la Berbescu. Balauri.
Așa. De la Berbescu. De la Berbescu? Da. Nu. Ăsta e băia, e tată, tăticul soi la Neneu. Marian. La Mărmăsarul ăla mare, galben, de la Marian. Aha. Ce calma e acolo, să vedem. E al lui domnul. Da, 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 e frumos cal. Ce faceți acum? Ați venit să aduceți să vă luați ceva? Să vă da, cumpărați? Da, mai mult în plimbare. În plimbare, numai. Am înțeles. Nu, las că nu-i rău. Stai să te filmezi și bine. Asta mai bădă. Ce să-l întreb? Domnul, da. Ce să-l întreb? Momentan, acum da. Avem domnul Costel, bărbăția Ovidiu, da. Sebi. Sebi Anuz de la Florești, da? Da, da, și Ovidiu, Golteanu. E, da, Ovidiu are acum cai, are, nu? Acum aici, a, acolo, mai un exemplar. Îl vedem noi acum, când merem. Acum. Doi cai frumos, să le cumpărat. Da, nu l-am cumpărat. De acolo de cumpărat. Da, nu poate este cine e în toate. Te salut, Pufi! Fain că ai aveți pe Gilău! Ce, dar nu e rău! Sí, ahí me explica ya.
Alo. Hai că vreau și eu îmi dai niște aia, mă, mare. Hai că la oraș. Care? Până aici, am o luat. Frumoasă. E, e încolo ne-a pușat. Te aduc aici, Cristian? Da. Aici, pe perimetrul ăsta putem. Nu? Hai să ne facem. Domnul Dorel, bine arată! Un armăsar din multă. Așa? Cristinel de 6 ani face anul ăsta. Foarte frumos. Ăla ce număr are clopotul? 9? Clopotul, ceva clopot e special, Cristinel. A, are un sunet bun clopotul. Cu numele meu pe ele nu vreau să... Du-te! Da. Ha? Să dau jos, să da, vezi. Da. Unde l-ai făcut? La salaj? Las că-ți dau de patul. Bine. Îți dau din nou. Bine. Domnul Dorel. La foarte, foarte, foarte frumos întreținut negru. Uite-te păr frumos pe picioare. Curat. Nu miroase. Curat maxim. Nu miroase deloc. El nu are absolut nimic. Nu intrați în domnul Cristian, că e de afară. Deci... N-a fost nici o zâncă. Am înțeles. Înseamnă că, înseamnă că natura are grijă de cai. Da, așa, domnul Dorel, o vorbă ce am auzit-o la tine odată și ai zis așa. Un cal nu are, cum, nu are ce să pățească dacă mâncă iarbă. Niciodată în viața mea. Așa. Când deci... mâncă prostii, nu știu să cați în țară. Dar acum o să rog pe Pavel să mă ajute un pic și aduc pe trec să vezi cum să înțeleg patru armăsari ca frață geam. Așa, domn Pavel. Adică acum nu geam, adică ăștia cum, spate.
Domn Pavel, ai cai? Ai cai? Am avut. Hai, bă, și i-am văzut. Aha. Da, uite ce e frumos, uite ce e aici, da, stai un pic, tu vreau să alu-i un pic așa. Să uite în coace la ăștia. Așa. Domnul Dorel, aici? Avem un muz la... Negru, negru, cum îl cheam pe negru tău? Pepino. Așa? Și asta e, mânzu? Asta e un mânz de la Silviu Comănere. Da? Cât are acum? 3 ani? Da, face 4. Da. Dar e foarte răcit. O răcit? Da. Nu se vede răcit. Cum se vede răcit? Păi eu nu-l văd răcit. Cum nu-l văd răcit? Că n-are nici bate. E, da, ai auzit tu pe cineva că tu zici că e răcit sau ce? Am văzut eu azi dimineață că am la febră. Și cum se verifică febră la cai? În termometru, cum să se verifică? Și unde? În fund, unde se verifică? Am înțeles. Depinde ce termometru ai. Mai punem încă unul aici, să vedem dacă se bat sau ce știu, dacă fac ceva. Am înțeles. Pavel, Pavel, poți să-i duci un pic așa roată până la mașina albă, te rog? Ca să poată să facă loc aici. Bună ziua. Bună ziua, bună ziua. Acolo, rămâi Pavel acolo, așa rămâi, rămâi așa. Hop, hop, hop. Dacă vii la tine? Dacă vii la tine, tot atunci, acum, tot atunci. Stai! Vreau să aud și eu ce poveste aveți. Vreți să montați cu domnul Dorel? Da. No. Cu armăsare, nu cu mine, domnul Cristian. Nu, cu armăsare, nu cu el, că el mai, nu mai poate. El, bărba, faie, el nu mai poate. Ai așa copii acasă. Mare, bă. Domnul Cristian, aici îți prezint un mânz din Bruno. Da. E un aș și un foarte frumos, uite-te la el, bine încălțat. Și ăla, e Bruno, nu? Nu, ăla din ăla. Ăsta are un aș și nou. Așa. Cu care ați dorit să montați aici? Cu neagră, cu neagră. Cu negru? Cu negru, da. A? Cu negru, cu negru. Ce culoare are iepele? Neagră, neagră. Câte aveți? Una. Una? Una, da. No, puteți să o aduceți la domnul Dorel, nu? Da, da, cum să nu. Asta e vânzare, nu? Nu e vânzare, nici nu mai s-a dus. Și la ala roșu, cât e prețul la monte? 150 de euro la o care. Deci, domnul Cristian, l-am pus trei. Așa. Am două mânzi de roșu. Pavel, Pavel, poți să te duci așa ușor încolo, cu, cu toți? Ăla-i. A, așa. Așa. Aici îl aducem pe brigantul. Da. Un armăsar foarte frumos. Să... Un armăsar foarte frumos. Și foarte frumos. Eu armăsar ca da e tacul. Hop! Domnul Dorel, aici ai făcut demonstrația de cumințenie a armăsarilor? Hop! Domnul Dorel! Pavel, preia altul și pune-l la colțul. Domnul Dorel! Domnul Dorel, aici ai făcut demonstrația de... De cumințenie. De cumințenie, deci te-ai dus în spate odată cu unul din armăsari în spate la ceilalți trei. Facem orice mișcare. Aici ai o paletă de culori, uite omul. Nu că nu e aici Mădălina, s-o las pe el. Să țină de cai, așa-i? Dacă la... vrei, facem altă mișcare, nu? Îl băgăm pe care vrei, între care vrei tu. Dar nu e bun așa, că am... s-o văzut. S-o văzut cum ai dus murgul? Îi băgăm, îi schimbăm pozițiile. Poate că unui coleg la un an? Nu știu. Un an și 7 luni zici care e ăsta mic? Un an și 9 luni. 9 luni? Da. Frumos cal.
Cum arată iapa din care se trage el? Ce culoare? O iapă neagră, da, care o am de la domnul Bexa. A, deci o ai acasă tu, da? Da, pe care și vreau să salut pe domnul Bexa. Așa. Și pătăți crescătorii și iubitorii de cai din România. Așa. Uite aici toți caii sunt foarte, arată foarte bine. Sunt cu păr pe picioare. Negru, murg. Să mă prind și pe mine aici. Ei! Așa? Așa. Nu mă mâncă de napoie, mă. Ăla-i. Domnul Dorel, fără căpestre, cu zăbeale, fără nimic. Oricum, tot timpul ai avut caii foarte cuminți. Asta înseamnă că ai socializat cu ei. Păi nu. Că dacă nu socializezi cu ei, bai. Ai făcut un filmuleț de la că se le-au dat picioare. Păi acum, mă, mai sar, mai... No. No. Domnul Dorel, ce? Numai mi-e trebuie o trăsură cu 4 cai, direct. Da. Și putem să plecăm, uite, nu se ceartă niciunul, se iubesc toți. Și pentru evenimente, nu numai pentru montul. Da. Dar nu se duce domnul Dorel cu trăsura. Așa. Domnul Dorel. Monta la mine 150 de euro. Așa. Montez la toți care doresc să-și monteze iepile. Dacă trebuie să mai duc la probă sau alte monte dorite, plătește montul. Am înțeles. Prima montă nu plătește nimeni nimic de pe monta. Dacă nu trasă. Auză-l pe domn Costel. El e cu politica. Îl auzi? Da. Domn Costel! Domn Costel! Am un loc în Parlament pentru dumneavoastră. Aici! Domnul Costel e prietenul nostru drag, îl iubim la maxim. Îi de-a nostru și îl iubim. No, domnul Dorel, bună prezentare, să mai pot învârti o dată și eu zic că e treaba bună, deocamdată. Hai să încerc să mă rupi de spate. Da, nu o secundă, domnul Dorel. Foarte, foarte frumoasă prezentare. Bun. Domn Dorel. Treabă bună. Nu poți să-i duci, că am făcut o prezentare bună, zic eu. Eu vreau să pui călare pe un cal, mă, mare! Bă, măsate, ce mă pot fi să-mi dat? Pe unde mai poți să faci poze? Aici am ea direct în mijloc, păi! Dorel! Bani.
Lasă-l. Hop. Aranjează-l un pic. Atât, lasă-l. Ăla-i, lasă-l așa, lasă-l așa, nu-l mișca. Lasă-l așa câteva secunde. Dă-i o zmâcire așa cum domnul Dan Cursuit-o, dă-i. Dă-i. Lasă-l. Hop. Hop, lasă-l, lasă-l. 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 Unu. Hop, lasă-l. Încă un pas în față. Atât, lasă-l, atât. Lasă-l să se uite la cal. Că asta vrea să-l facă. Hop. Dă-l un pas, atât, lasă-l, lasă-l, stai în față. Fază că și mașina albă în spate. Fază că și mașina albă în spate. Lasă-l, la... Да,